Bună, Monica! Bună, ce mai faci? Foarte bine, tu ce mai faci? Foarte bine. Vreau să-mi spui cine a venit să vă susțină. Tatăl meu și bunica mea. Care bună iubesc seara. Foarte mult. Și mă iubesc foarte mine la fel de mult. Sunteți foarte frumoasă, doamnă, și aveți niște ochi geniali. Puțin înlăcrimați acum, dar cred că sunt lacrimi de bucurie. Vă mulțumim mult că ați venit să le susțineți. Sunteți voi, sunteți o mare echipă, asta mi-ați spus. Suntem o familie. Sunteți o familie, în primul da. Rând. Pumnii strânși pentru Monica, bunica. Deci o iubesc pe bunica ta. Vă iubesc, doamnă, vă iubesc. O iubesc. E pură, e foarte pură. Și e foarte înțeleaptă. Îți dă sfaturi, nu? Da. Aveți discuții. Și mama e, și tata, mai ales mama. Apropo de mama. Unde e? Unde e mama? Hai să vedem. Ce faci? Nu ne vede, nu ne aude, însă asta nu înseamnă că nu poți să-i transmiți de fiecare dată gândurile tale. Da? Empatie. Bun. Ok. A doua rundă la Marele Zid. Avem o sumă maximă, din câte poți observa, s-a schimbat, s-a dus spre dreapta de 40.000 de lei. S-a schimbat. S-a schimbat în bine. A crescut da. Mult. Runda începe cu două bile verzi. Ele aduc bani, de poți lansa de unde vrei tu, de la pozițiile de sus, vezi, de la 1 la 7. Free choice. Free choice. Însă, la final avem două bile roșii, care vor fi lansate de la aceleași poziții de unde ai ales tu să joci bilele verzi. Tricky. Tricky stuff, I know. Da. Șansele voastre stau în cele trei bile albe de la mijloc. Ele sunt întrebările. În funcție de cum răspunde Beatrice la întrebări, ele se fac verzi sau roșii. Hmm? Ce crezi nu știu, că zice? Nu știu, ți se pare prietenos? Că... Cred că e prietenos. E? Vrei da. Să vedem cât de prietenos e? Vrei să începem runda a doua? Da. Da? Bun, începem cu bilele verzi. Super. Perfect. Vom lua prima bilă. Iată, s-au făcut verzi. S-au făcut verzi. Spune-mi, te rog, de unde vrei să o lansezi, de la ce poziție? Nu știu dacă de la 1 sau de la 7. Mi se par prea exagerate amândouă. Așa că o să o lansez pe 3. Da. Pentru că eu, în primul rând, sunt născută pe 3. Bun. Dau drumul? Te rog. Și-a plecat prima bilă verde de la Marele Zid din această seară. Ajunge la poziția 3. Mai avem o bilă? Mai pentru că sunt unul lângă altul. Cine? 4. Așa. Mi se pare că e bun prieten cu 3. Așa să fie. Să fie sume mari. Și-a plecat a doua bilă verde, care ajunge la poziția 4. Monica, știi despre ce e vorba? Poți să zic eu? Poți, vrei să spui tu? Da. Bine. Spune tu. Să cadă bilele. Nu cade. Așa. Haide. Hai. Du-te. Hai, Monica. Nu. Trimit-o pe 40.000. Hai, mă. Oricum sunt 2 lei. High five. E bine, 2 lei. E bine. 17.718 lei. 2 lei sunt buni. Sunt buni. Ok. Hai să vedem primele variante de răspuns. Ok. A. Londra. B. Dubai. C. Paris. E ușor. Oh! Despre ce ar putea fi vorba? E datoria mea să întreb. Despre geografie, despre țări, orașe, capitale. Poate să fie ceva ce s-a întâmplat. Și, Beatrice? Se pricepe. Bun. De la gândul ăsta pornind, spune-mi de unde vrea să lansezi bila. O să iau unul dintre prieteni care mi-ar plăcea să fie pe 4. Bun, okay. Luăm bila albă. Bila a ajuns la 4. Întrebarea la Beatrice. În ce oraș s-a întâmplat accidentul în urma căruia și-a pierdut viața prințesa Diana? Londra, Dubai, Paris. O întrebare frumoasă, dar tragică. Răspunsul a Londra parcă nu a fost acolo. B, Dubai. Ții minte că era ceva cu un prieten.
dar nu cred. Aș înclina să fie răspunsul G, Paris. Nu sunt sigură, Monica. Sper să fie bine. Răspunsul C. Sper că e bine. Tu sper că e bine. Tu ce ai fi spus? Parcă e Parisul. Nu mai știu. Nu mai știu. Știam. Cred că are dreptate. Mama ta? Mama are mereu dreptate. Mama are mereu dreptate. Hai să vedem Zidu ce spune. Vrei să întrebi tu? Da. Zidule, are dreptate sau nu? Mama a avut dreptate! Mama a avut dreptate. Bravo! Bun, avem o bilă verde. Zidule, să cadă bine. Dreapta. Da, 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 da. Hai, arată-i. Du-te, 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 du-te. 40, arată-i, arată-i. Du-te, du-te, du-te. 40 de mii. Asta e. Asta e. Hai încă o dată, bine. Hai să te iau în brațe. Bravo. Bravo, asta e. Ai văzut? Ai văzut cât de ușor e? Sunt prieteni buni, 3 și 4. Ok. Vrei să vedem o nouă întrebare acum că te-ai prins cum stau lucrurile? Ah, da. Ah, bine. Hai să vedem. A, caracatiță. B, peștele mixină. C, râma. Pescuit. Ar fi un domeniu? Ar fi tot așa de biologie. Mami, tu ești deșteaptă. Ar trebui să știi. Monica, eu trebuie să-ți spun acum că ai șansa de a dubla. Adică ai putea avea două bile albe care cad de la aceeași poziție pe care tu o alegi. A, dacă a fost bună. Ai avea un potențial câștig de 80.000 de lei. De asemenea, dacă mama ta răspunde greșit, ar fi roșii cele două bile și ar scădea tot ce ai acumulat până acum. Nu cred că se mai întâmplă să cadă acolo dacă sunt roșii, dacă sunt verzi. De ce nu? Ar putea să cadă acolo. Vreau doar să-mi spui dacă alegi sau nu această opțiune. E destul de ușor. Dublez. Dublăm. O alegere foarte bună. Se vede că ești gamer. Deja suntem la nivelul 7 în Tomb Raider. Nu? 8? Mai departe? Da? Cum e în Tomb Raider? Te referi la Underworld? Da. Asta era primul nivel. Ah. Ok, habar n-am, da. Spune-mi tu de ce nivel cu bilele, de la ce nivel lansăm? Măi, pe doi, pentru că e mama și cu mine. Sunteți voi două? Da, suntem noi două. Impresionant. Luăm, te rog, prima bilă, se va duce la doi. Mai bilă. Să fii ca sora ta care a căzut acolo, în dreapta. Ți-am lansat prima bilă, se duce la poziția 2. Mai avem o bilă. Ok. Și-a plecat și-a doua bilă. Și acolo sus să te ții dacă mergi spre dreapta, da? Suntem. Hai prieteni. Să vedem. Vedem întrebarea? Da. Hai să vedem întrebarea. Care dintre următoarele animale are 3 inimi? Caracatița. Peștele mixina. Râma. Da, o întrebare despre inimă. Râma, nu prea cred eu că posedă așa ceva. Peștele mixina. Monica, sincer, n-am auzit de peștele ăsta. Da, nu cred că ar avea așa ceva. Caracatița, să aibă. Da, să n-aibă. Are. Nu te baza foarte mult pe ce spun eu. Mami are încredere în tine. Blochez răspunsul A. Ok, bun. Monica, tu ești foarte sigură. Da. Te-am văzut. Da, știai? M-am uitat la Fighting Dory.
Așa. Și a zis Dori că caracatița are trei inimi. Deci... deci nu are... dacă spune Dori... Dori, nu? Trebuie să aibă dreptate. Dar Dori parcă avea probleme cu memoria de scurtă durată. Ce, nu? Uitase de unde vine. Trebuie de să vezi film. Trebuie să văd film. L-am văzut, da, pe primul, am plâns puțin. Și eu. Dar l-a găsit pe Nemo. Spoiler. Spoiler alert! Da. Hai să vedem, apropo de spoiler alert, ce zice Zid? Ei, ce zici? Eu am dreptate. Hai, da! Mega spoiler! Asta e cel mai mare spoiler. Da. Răspuns corect. Două bile verzi. Ești gata? Da. Hai. Da. Hai. Să cadă bilele! Haide! Hai, 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 dreapta! Da, da, du-te, du-te! Da, 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 du-te! Da, da, da. 750 și 20 de mii! 20 de mii! Oh, da! Pe aproape! E bine, tot e bine! E foarte bine, hai să vedem totalul! 78.468 de lei! Wow, da. Foarte bine. Mergem mai departe? Da. O treia întrebare, avem o întrebare. Da. A, Thomas. B, Robert. C, Winston. Ah, ar putea să fie personaje, ar putea să fie oameni reali. Bun. Filme sau desene sau... jocuri? Jocuri? Nu știu, nu știu, chiar nu știu. Eu trebuie să-ți spun că la această întrebare ai opțiunea de a tripla. Ceea ce înseamnă că ai avea trei bile albe care cad de la aceeași poziție. Nu sunt sigură. Mă gândesc că ar fi bine să nu triplez. Nu triplăm. Nu triplez. Spune-mi atunci de unde vrei să lansezi. Pentru că trei face parte din grupul de prieteni. Da. Deci să o pun pe trei. Pe trei. Perfect. Hai să luăm bila. Merge în dreapta. Să ai grijă la aterizări, da? Și a plecat bila albă, ajunge la poziția 3, întrebarea la mama ta. Care este primul prenume al actorului Sean Connery? Thomas, Robert, Winston. Este un actor cunoscut. Nu am fost, Monica, foarte atentă la... primul prenume al acestui actor. De bine, nu știu. Monica, sper că nu ai triplat. Pur și simplu a triplat. O să aleg instinctiv, blochez varianta B. Robert, varianta B blocată. Ar fi bună. Oricum, dacă, indiferent că e bine sau rău, tot bine este, pentru că e departe, e pe safe, e mai safe, e mai safe, bine. E spre stânga, valorile sunt mai mici. Da. Dar hai să nu ne pripim, hai să întrebăm Zidu. Vrei? Îl întrebi? Dacă era Robert sau nu? Da. Mai a avut dreptate sau nu? Din păcate, nu. Nu era varianta B, era varianta A. Thomas. Măi, știu că ți-am zis că să mergi în dreapta, dar vino mai spre stânga, te rog. Da? Suntem prieteni. Chiar dacă ești roșie, chiar dacă te-ai înfuriat, te rog. Da? Să cadă bila! Nu! Nu! Hai, da, da, o, mulțumesc! Hai, arată-i, Monica, 1! $458 de lei. Wow. Eu de obicei vorbesc mai mult. Nu știu dacă ai observat, am tăcut la bila asta. Mai am puțin emoții. Bravo, wow. Te-ai descurcat foarte bine. Știi ce urmează acum, bănuiesc? Bilele roșii vor cădea de la pozițiile 3 și 4. De acolo ai lansat tu bilele verzi. Ok. Te rog să te împrietenești cu ele. Ia prima bilă. Eu trebuie să le iau.
E furioasă, pentru că te-ai făcut roșie. Te rog, tu despre stânga. Suntem prieteni, da? Prima bilă roșie a plecat, ajunge la poziția 3 și mai avem o bilă. A doua bilă roșie a plecat, ajunge la poziția 4. Monica, ești gata? Sunt gata. Vrei să spun eu sau tu? Spun eu. Bine. Trebuie până la capăt, trebuie să fiu puternică. Fii puternică, Monica, Pot. Și spune. Să cadă bilele. Stânga. Hai. Da, haide. Stânga. E bine, e bine, e bine. 15.000 și încă 10. Hai să vedem totalul. 63.448. E bine, e tot, tot e bine. Tot e bine. E foarte bine. Tot e bine. Ne-am speriat puțin.